Luni, valorile termice au fost destul de ridicate pentru această perioadă a anului, astfel că la Giurgiu s-au înregistrat și temperaturi de peste 20 de grade Celsius. Marți, valorile termice vor continua să crească, astfel că maximele vor fi cuprinse în general între 12 grade la Suceava și Miercurea Ciuc și 20 de grade la Oradea, Arad, Reșița și Călăraș. În regiunile vestice și nordvestice, pe arii restrânse va ploua. Pe crestele montane trecător, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță. În zonele joase de relief, dimineața pe arii restrânse va fi ceață. La Giurgiu se anunță temperaturi de până la 23 de grade Celsius. Miercuri temperaturile vor marca o ușoară scădere, astfel că vom avea 17 grade la Giurgiu, 15 la Craiova și Sibiu, 14 la Bacău și Iași și 18 grade la Constanța și Galați. Se vor înregistra norări în întreaga țară, dar va ploua trecător numai pe arii restrânse cu precădere în a doua parte a zilei. Vântul va prezenta intensificări în regiunile montane. În zonele joase de relief va fi ceață. Chiar dacă de la jumătatea săptămânii valorile termice scad, acestea se vor menține peste mediile climatologice ale acestei perioade.